dimineața și bine ați venit! Mă bucur nespus de mult că acest eveniment se desfășoară în comuna noastră, cu sprijinul Inspectoratului de Situații de Urgență Banat-Timiș și cu sprijinul celor din Asociația Salvatorilor Voluntari în Timiș. Pe lângă celebrarea Zilei Pompierilor, aș vrea să vă anunț că, începând de astăzi, vom trimite un serviciu voluntar pentru situații de urgență și invit alături de mine pe colegii mei, cărora le mulțumesc că au înțeles că o comunitate unită are nevoie de spirit civic și vă rog să-i aplaudați. Și să vă asigurăm că suntem foarte aproape de voi. Serviciile pentru situații de urgență sunt foarte importante. E important să fie acolo în primele minute. Și voi, voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, pe care vă salut cu respect, e important să ajungi în primele momente. Noi vă stăm la dispoziție astfel încât să vă ajutăm, să vă sprijinim, să fiți cât se poate de repede operaționali în proporție de 100% și felicitări primăriei. Sunt astăzi alături de dumneavoastră. Nu pot decât să vă felicit pentru această inițiativă, fiind de faptul că ieri a fost ziua pompierilor, așa cum știm, în 13 septembrie. Vă urez un sincer la mulți ani. Toată recunoștința și aprecierea pentru faptul că atunci când există situații de urgență, că vorbim de incendii sau accidente rutiere, dumneavoastră sunteți salvatorii și meritați toată recunoștința și aprecierea noastră. Nu pot decât să vă felicit, să vă urez la mulți ani, multă baftă în ceea ce urmează să întreprindeți și să vă asigur că atât eu cât și instituția prefectului vom pune umărul împreună în tot ceea ce înseamnă situații de urgență și siguranța cetățenilor județului Timiș, împreună cu ISU Timiș Banat, care nu mai avem nevoie să ne facem nicio prezentare, pentru că au fost în primul rând tot timpul când a fost nevoie de ei la nivelul județului Timiș.